Cine ține minte clădirea asta să lase în comentarii eu? Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou videoclip super, super interesant, pentru că astăzi vom face ceva super șmecher, vom combina într-un fel vlogul cu gamingul, două lucruri care vă plac extrem de mult, dar înainte de toate, haideți să vedem, oameni buni, dacă puteți să apăsați și voi acolo pe butonul de like, să strângem, nu știu... Câte like-uri doriți voi, pentru că, credeți-mă, o să facem ceva super, super șmecheri. Eu, cel puțin, de-abia aștept, pentru că va fi, vor fi și chestii interesante, va fi și nostalgie și va fi și gameplay, ceea ce vă place, deci chiar vă plac jocurile în ultimul timp, am văzut. Dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul și să-mi dați un follow pe Instagram la isanltyt. Mulțumesc foarte mult! Oameni buni, parcă ieri sau alaltă ieri, Sony a făcut un anunț super șmecher și anume au anunțat oficial lansarea consolei PlayStation 5. Și chestia asta este genială. Adică, oameni buni, spuneți voi, de când așteptați voi PS5? Sincer, eu nu mă așteptam să se numească PS5, mă așteptam să se numească total altcumva, dar aparent este în ordine practic numerică, pentru că a fost 2, pentru că a fost cea originală, 2, 3, 4 și acum și 5. Ceea ce este genial. Și de asemenea vom vorbi și despre GTA 6, pentru că foarte mulți, foarte mulți youtuberi, mai ales din România, au început să vorbească despre chestia asta, pentru că, sincer, pe mine chiar mă pasionează subiectul când vine vorba de GTA, pentru că, credeți-mă, dacă îmi spuneți să aleg, nu știu, o serie de jocuri care, efectiv, mi-a plăcut enorm, clar voi spune GTA, pentru că este, efectiv, jocul meu preferat, aș putea spune, ca idee. Am PS4 și mi-am cumpărat GTA San Andreas doar ca să-l termin pe PS4, deși l-am mai terminat de atâtea ori. Da. A fost fucking 60 de lei. Oficial, adică gen oficial, cei de la PlayStation au postat chestia asta pe Instagram-ul lor. Cam așa arată logo-ul de la PS5 oficial. Da, cei drept nu e nimic foarte diferit, dar cei drept așa a fost și la PS2 și la PS3 și la PS4. Și practic nu e nimic. Wow, e exact ca la PS4 și ca la PS2 și ca la PS3, deci e... E ok, gen, numai că e un 5 în loc de 4. Dar ceea ce mi se pare super ciudat este un design, un concept al designului pentru PS5 care e lansat de ceva timp și anume ăsta, ci că așa ar trebui să fie PS5, deși, bă, să fiu serios, arată, să fiu serios, arată destul de ciudat, adică arată prea, gen, prea exagerat, dar arată cool, gen, și nu numai eu spun chestia asta, pentru că și în România s-a mai discutat despre chestia asta cu PS5 și în afară și peste tot vezi poza asta, efectiv, gen... Și pentru că mulți au mai făcut chestia asta și în România și în afară, voi instala un mod de GTA Vice City pe GTA 5, pentru că toată lumea speculează că GTA 6 se va petrece în Vice City. Și sincer, eu aveam teoria asta de ceva timp, pentru că dacă e să o iei logic, GTA 3 a fost în Liberty City, GTA 4 tot în Liberty City, GTA Vice City în Vice City, desigur, GTA San Andreas în... Los Santos, San Fierro și Las Venturas și GTA 5 în Los Santos. N-a fost niciun joc care, gen, a fost de două ori în Vice City, decât un joc a fost în Vice City și anume GTA Vice City, bine, și DLC-ul care e Vice City Stories, dar ăla nu se pune. Deci, dacă o luăm logic, înseamnă că mai trebuie să se lanseze un joc GTA care să aibă acțiunea plasată în Vice City și cel mai probabil, de-aia toată lumea spune că GTA 6 va fi în Vice City. A, și nu doar de asta, am uitat să spun în episod, dar toată lumea spune că se va întâmpla în Vice City, deoarece, haide să o luăm logic, GTA V egal GTA 5, GTA 6 egal GTA VI, gen Vice City. V-ați prins? Lăsați-mi un comentariu dacă v-ați prins. Și să fiu sincer, teoria asta o aveam de ceva timp și uite că în sfârșit se adeverește. Cred că am spus chestia asta și pe un live sau ceva de genul și mi se pare super, super șmecher. Ok, oameni buni, în momentul de față suntem în, nici nu știu cum să spun, GTA 6. Nu știu dacă v-ați dat seama momentan ceea ce se întâmplă, dar suntem pe GTA 5, dar de fapt nu, suntem în Vice City, oameni buni, pentru că este GTA 5 cu o mapă de Vice City. Băieți, what the fuck, what the fuck was that, boy? Ok, n-am să întreb. Oameni buni, în momentul de față, nu știu dacă puteți observa, dar suntem în Vice City pe GTA 5. Ia-o pasta. De ce? Pentru că, după părerea mea, este în temă cu ceea ce o să vorbim, pentru că v-am spus, mulți youtuberi au început mai de o să vorbească despre chestia asta și pun pare că v-ar interesa și pe voi să aflați, în caz că nu ați aflat momentan. Nu știu unde am rămas, cred că la PS5 sau la GTA 6, în fine, mamă,
mamă, uitați câte amintiri, băieți. Pe aici, e clar, am bușit deja mașina. Pe aici mergeam la început, pentru că aici era prima chestie, să te duci la hotelul ăsta și să salvezi jocul. Chiar sunt foarte curios dacă pot să intru, să fiu sincer. Wow, dar se vede. Mamă, nu știu de ce e. What the fuck, man? Nu cred că am putut să intru aici. Nu pot să cred că am putut să intru aici, băieți. Nu știu dacă recunoașteți ce zonă e aici, dar efectiv aici este practic prima chestie din jocul ăsta, prima chestie cu care faci contact, aproape prima, efectiv hotelul ăsta care e legendar, și aici e camera unde se întâmplă practic prima misiune în care vorbești cu Sony la telefon. Nu știu exact de ce naiba nu merge să intru acolo, dar în fine, cred că e un Glendal sau ceva de genul. Bun. Ideea este următoare, m-am avut foarte multe speculații. Bun, la mine se mișcă bine pe obiect, nu știu de ce se mișcă puțin mai în lag, în fine, nu o să merg atât de tare atunci. Ideea este că sunt mai multe speculații cum că așa ar fi arătat PS5, cum vi l-am arătat eu. Acum nu știu, dar despre GTA 6, oameni buni, nu s-a auzit momentan absolut nimic și sunt foarte curios. Deci nu ai băi apă pe aici, ok, probabil e un glitch sau ceva. Sunt foarte, foarte curios, oameni buni, când o să se afle primele chestii, practic, despre GTA 6, pentru că, bă, până la urmă, suntem în 2020 și, bă, să fim serioși, trebuie să aflăm și noi ceva despre GTA 6 cât mai curând, oameni buni. Oh my god! Holy shit! Cine ține minte clădirea asta, să lase în comentarii eu? Cine ține minte clădirea asta? N-am să vă spun despre ce e vorba, pentru că vreau să știu, vreau să îmi spuneți comentarii să văd dacă știți care e faza cu clădirea asta, dar oh my god, cât mă enervam, dar și când am trecut, holy shit, atâta vă spun. Nu vreau să vă dau spoilere sau ceva, pentru că vreau să văd dacă știți care e faza cu clădirea asta, fără să vă spun eu. Bă, uite, deci se vede super șmechere. Ideea e că mapa este portată pe GTA 5 și se vede chiar ca lumea, gen, uitați-vă cât de genial arată GTA 6. Bine, ca o glumă. Oh, nu, mamă. Aici e asta de înghețată, super șmechere, păcat că nu sunt. Mamă, sunt cutiile la fel, uitați, vedeți cutiile astea, Cherry Popper? Sunt exact aceleași cutii, nu cred. Super șmecher. Vreau să merg și la ăla de mașini și la aeroport, de asemenea. Da, bă, da, deci nimeni n-a auzit nimic despre GTA 6 momentan. Da, eu pun pariu că, nu știu, în anul ăsta cel puțin o să aflăm ceva despre GTA 6, pentru că este imposibil să ne țină atâta Rockstar în suspansie, e absolut imposibil. Oh my god, Sunshine Autos. Mamă, băieți, uitați-vă câte amintiri. Păcat că nu sunt mașini înăuntru. Aici era un garaj, băieți. Dar cred că e cam glitchuit. Cred că cad pe aici, dacă... Habar n-am. Dar pe aici puteai să-ți repari vehiculul. Dar stai, garajul nu era în cealaltă parte? What? Habar n-am. Dar știu că dacă intrai cu elicopterul în chestia asta, puneai roți la elicopter. Și mi se părea super șmecher. Un prieten mi-a arătat chestia asta. Și e... Am fost ceva gen, what the fuck, man? Despre PS5, oameni buni, eu cred că o să fie și o versiune de 2 tera, pentru că există și versiune de PS4 cu 2 tera. Era ceva limited edition cu 2 tera și gen, e posibil, ok, deci e posibil. Deci, cred că o să se întâmple chestia asta. Despre prețuri, habar nu am. Chiar nu știu, cred că o să fie undeva pe la 20 și ceva de milioane. Oh my god, avionul ăla, nu pot să cred. Avionul ăla, băieți, cred că o să râdeți de mine, dar când eram mai mic, cred că eram la grădiniță, dar gen grupa pregătitoare aia de dinainte să intri la școală. Un prieten de acolo, de la grădiniță, mi-a spus că dacă dai cu ciocanul în avion, poți să intri în el. Și gen, eu chiar voiam să văd chestia asta. Holy shit, what the fuck? Mamă, vedeți chestiile alea de sus luminate? Genial, what the fuck? Și eu chiar credeam chestia asta și chiar voiam să mă plimb cu avionul în GTA Vice City. Din câte știți, nu e posibil să faci chestia asta. Și mi-am luat eu un ciocan și m-am dus și am dat în avionul ăla. Până am înnebunit și nu s-a întâmplat nimic și după am realizat că am fost fucking păcălit. Dar da, cam asta e faza. Trist, știu, foarte trist. Bă, să fiu sincer, eu sunt curios de câteva chestii. Eu sunt foarte curios de povestea de la GTA 6, deci lasă PS5, că da, e o consolă. Aia e, o să aflăm designul mai târziu. Despre PS5, oameni buni, trebuie, vă dați seama că chiar dacă au pus cei de la Sony anunțul ăla, credeți-mă că o să mai trească să așteptăm niște 5-6 luni bune, deci stați liniștiți, nu vă panicați. Acum e, se mai întâmplă.
Mulți credeau că se lansează în săptămâna viitoare sau ceva, dar nu. Trebuie să mai așteptăm câteva luni bune. Mamă, uite, aici era spitalul, frate. Holy shit, cade și stâlpul. Dar cade mult mai realist. Deci cade mult, mult mai realist. Pentru că în GTA Vice City efectiv cădea și dispărea. Gen, dispărea efectiv. În comentarii, opinia voastră despre PS5, despre GTA 6. Ce credeți că o să se întâmple? Când credeți că o să se lanseze? Sunt foarte curios de GTA 6. Eu am fost excelent. Iar noi, sigur, că ne vom vedea data viitoare. Hai să dăm exit din GTA. La revedere.